Campania Prinde Rădăcini, inițiată de Realitatea TV, a ajuns și la Cluj. Voluntarii UNICEF au pregătit câteva sute de pachete cu ajutoare pentru sinistrații din județul Maramureș. Ajutoarele vor ajunge mâine la familiile afectate de inundații. Voluntarii UNICEF au pregătit îmbrăcăminte, alimente și obiecte de uz personal pentru sinistrați. Astăzi ce vedeți aici, noi pregătim 200 de pachete pentru copii afectați de inundații din județul Maramureș. Mâine dimineață la ora 6 vom porni cu acest transport în 18 localități din județul Maramureș. În Vișeul de Sus, în mod deosebit, pentru că acolo sunt copii mai mulți, vom rămâne puțin mai mult timp. La acțiune au participat și câțiva străini care au dorit să vină în ajutorul celor rămași pe drumuri după inundații. Actually, I feel sorry for them because they îmi pare rău de acești copii și știu că au nevoie de ajutor din partea părinților, a guvernului și de asemenea a voluntarilor. Mă bucur că îi pot ajuta și sunt gata pentru asta. And I'm happy to help them and I'm ready for that. Feel sad for that, yeah. That's why I'm here, like devoting my time and like working. Mi-e milă de ei și de aceea sunt aici. Îmi dedic timpul liber ajutorărilor și lucrând doar pentru ei. Thank you very much. În această dimineață, camionul cu ajutoare va pleca spre Maramureș. În urma inundațiilor de luna trecută, aici și-au pierdut viața 4 persoane, iar alte 233 au fost evacuate. De asemenea, peste 800 de locuințe și alte 1600 de hectare de teren au fost acoperite de ape.